Prieteni, această Morar News și aici noi vă povestim ceea ce cu adevărat contează, doar că majoritatea presiei ignoră acest lucru. Înainte de a începe, nu uitați de un like, share sau un comentariu sub acest video. Asta ne ajută să ajungem la cât mai multă lume. Începem! Din această campanie au rămas 2 săptămâni. Să vă dau un pic din culise. Vă povesteam despre cum echipa noastră a realizat o deplasare la Leova, în cadrul care am filmat un video despre începerea campaniei noastre. Reprezentanții poliției din Căușeni au citat mai mulți membri ai echipei noastre care au fost chestionați referitor la contractul pentru microbuzul folosit de noi și despre implicarea în acțiunea noastră a unor adolescenți cu vârstă de 17 ani. Acțiunile poliției au un caracter agresiv și evident intenționat să producă frică asupra oamenilor care ne susțin și colaborează cu noi. Poliția Maia Sandu atacă campania noastră cu un zel nemai văzut de mare în subiecte microscopice. Întreb Poliția Moldovei, de ce nu observă zecile de cazuri în care agenții Maia Sandu fac campanie pro-Maia Sandu prin școli? Elevii speriați de rachete și războaie sunt încurajați să o susțină pe Maia Sandu. De ce poliția nu observă zecile de mașini de stat implicate în procesul de organizare a evenimentelor electorale ale Maia Sandu? Mașini ale președinției, ale guvernului, ale parlamentului și ale serviciului de pază de stat. Și de ce poliția protejează evenimentele Maia Sandu și spionează și atacă evenimentele Natalie Morari? Zău e cea mai obraznică folosire a resurse administrative într-o campanie electorală din toți 15 ani cât eu monitorizez alegerile din Moldova. Vorba unui prieten, tupă fac ce vor. Mă întreb de ce acest stat s-a transformat în unul polițienesc și securist, dacă în celele de deliberare a judecătorilor de la Curtea de Apel au ajuns să fie instalate aparate de interceptare a discuțiilor, asta e și mai grav decât ne imaginam. SIS-ul a reluat închiderea site-urilor cu tentă rusească de teamă ca să ce? Că o să vină Putin cu taxiul Yandex? Voi până unde vreți să aduceți ridicolul? Despre video cu miniștri, despre care se spune că sunt falsuri, noi nu vrem să vorbim. Să vorbească Maia Sandu la Moldova 1 și să explice ce e cu el. Și că a venit vorba despre presă. Știți deja probabil că toți concurenții electorali au dreptul să difuzeze la toate posturile TV care reflectă campania electorală câte 5 minute de publicitate video în mod gratuit. Păi să știți că nu e chiar așa. Mai mulți candidați, printre care și umila mea persoană, am solicitat conform legii aceste minute la televiziunile date. Păi foarte mulți dintre noi am fost refuzați de către așa zisă presă liberă și independentă, invocând motive de-a dreptul aberante și halucinante. Vă spunem noi ce se întâmplă. Deci la aceste canale poate fi auzită doar vocea Maia Sandu, imaginele ei retușate din ultima vreme, însoțite de texte lacrimogene, care de fapt strânesc mila de hală la care a ajuns doamna să se umilească pentru voturi. Și de aceea aceste televiziuni de partid nu permit nici măcar în timpul campaniei electorale ca noi, cei din opoziție, să avem acces la ele, nici măcar o dată la 4 ani. Ei cum? Formal ne permit câte 15 secunde la știri, fugitiv, tare neînsemnat despre fiecare contracandidat, iar restul despre ea. Formal nu e despre ea, ci despre vizitele străinilor, agenda încărcată a lui Rician și Grosu, festivaluri și iar festivaluri. Eu pe bune vă spun, acum Goebbels, dacă ne-ar vedea, ar invidia capacitatea pasului de a instaura cenzură. Și credeți-mă pe cuvânt, dacă Maia Sandu ia al doilea mandat, în scurt timp nu rămânem fără niciuna dintre cele 2-3 televiziuni libere care au mai rămas. Acolo așa și s-a spus, acum nu le închidem deoarece va fi mare scandal. Cum câștigăm, îi doborâm deodată pentru a nu le permite să vorbească prea mult înainte de alegerile parlamentare de la anul, care sunt mult mai importante pentru ei. Dar până atunci, noi să trecem cumva peste aceste prezidențiale. Dar se pare că nu toți concurenții vor ajunge până la linia de finiș. Din nou a început același refren. Banii lui Șor, milioanele Rusiei, luarea de ostatici, luarea cu asalt a clădirilor. Dacă vă așteptați și la provocări mai mari decât aruncatul cu găleți, cu vopsea în ușile unor instituții de stat. Vreau să spun că ceea ce au asigurat în anumite procese de instruire care au mers în anumite locații, în anumite țări, pe grupuri separate, persoane, deci
vreau să spun că toate aceste lucruri sunt cunoscute organelor de drept și de forță. Aici nu vreau să spun că este poliția. Deci este o conlucrare mult mai largă între instituțiile statului. Cu certitudine, cumva se materializează anumite intenții ale acestor categorii de persoane. Pentru ce? Altele decât legate doar de simple destabilizări sau dezordine masă, urmărind scopuri mult mai adânci. Adică? Dar inclusiv până la acapararea sau acțiuni de dezordine într-atât pentru preluarea unor obiective. Deci scopurile lor, am spus, sunt preluarea prin forța unor instituții? Inclusiv în viziunea unora, asta și se reflectă în procesele lor de conlucrare și cooperare între ei. Eu nu vreau să ironizez pe seama spuselor acestui general, dar haideți să ne imaginăm așa. Ilan Shor dă indicația de la Moscova. Marina Tauber și susținătorii ei intră în câteva clădiri ale statului. Bun, și mai departe ce? Voi chiar ne credeți sorii debili? Adică intră cu forță 1000 de băbuțe în guvern? Și ce? Se autodeclară cabinet de miniștri în frunte cu primăriță de la Orhei? Evident, prieteni, că asta este o aberație galbenă care are ca scop nu doar să sperie lumea, dar să pregătește terenul pentru excluderea a cel puțin 3 candidați înscriși în cursa prezidențială. Vor fi scoși din cursa electorală mai mulți candidați vizați în aceste înregistrări? Absolut. Aceste încălcări care au fost constatate în acest proces, chiar dacă el este o cauză penală care se derulează în procesul de urmărire penală, informația deținută necesară a fi furnizată Comisiei Electorale Centrale, aceasta imediat va fi dezjugată ca informație din acest proces și va fi oferită Comisiei Electorale Centrale ca probatoriu pentru acțiunile care s-au petrecut, adică sau care ce? Se petrec. Inclusiv, adică ce să facă? După caz, cecul va avea posibilitatea inclusiv pentru excluderea unor candidați dacă vor acumula probatoriul necesar și vor considera oportun acest proces. Deci, cecul nu acumulează probatoriul. Dumneavoastră la probatoriul. El livrăm, da, exact. Da. Ei eventual doar eu califică cât sunt de... Deci noi, organele de constatare, vom furniza cecului, iată, fenomenul cu care ne confruntăm la ziua de azi, dovezile probatorii care dovedesc faptul că acestea sunt în scopul coruperii electoratului de a vota un candidat anume care îl avem probat sau alt candidat și în același timp... Informațiile pe care le livrați dumneavoastră sau urmează să livrați dumneavoastră cecului, se vor referi, din ceea ce aveți până în acest moment documentat, se vor referi cam la câți candidați înscriși în curs? Am spus cel puțin la 3. Cel puțin la 3. Yes. Am înțeles. Și toți sunt conectați la Shor? Sau la acest grup? La această organizație criminală. Noi nu știm dacă vor fi excluși cei 3 și cine sunt ei. Nu știm pentru că nu ni se spune nimic decât ceea ce ni se mai spunea și în ajun de alegerile locale de anul trecut. Acuș vin muntenegrenii, vin sârbii, mai nou vin cecenii. Puteți să ne precizați, vă rog, cum gestionați concret această anchetă în care sunt 130.000 de suspiciuni de fraude electorală, 15 milioane de dolari care ar fi ajuns din Rusia în Republica Moldova? S-au făcut rețineri. Care este stadiul? Procurorii împreună cu poliția și cu celelalte servicii din Republica Moldova au oferit toată informația în ceea ce privește această rețea finanțată de Kremlin pentru ca să deturneze guvernarea democratică și de fapt să deturneze parcursul de dezvoltare al Republicii Moldova. Toți acești cetățeni urmează să fie pedepsiți conform legii. Din câte știu eu, deja s-a proces la amendarea cu peste 35.000 de lei a celor care au acceptat să facă parte din această schemă criminală. Dar detaliile sunt la procuror și la polițiști. Ei din când în când fac aceste declarații și doar ei sunt în poziție să spună exact care sunt procesual acele activități. Și mai departe ce? Le interziceți să voteze? Iradiați din registrul alegătorilor? Ce faceți mai departe? Ce vreți de la oameni? La alegerile trecute li s-au oferit bani pentru a vota, dar mulți au refuzat. Ei spuneau, nu vom lua bani pentru vot. Vrem să votăm pentru oameni buni, pentru un guvern cinstit, pentru Maia Sandu. Vrem vremuri bune, creștere economică, prosperitate, lupta împotriva corupției. Nu ne trebuie banii voștri.
În 4 ani, această putere i-a tratat ca pe niște măgari, le-a golit buzunarele de toate economiile prin tarife, prin creșterea prețurilor. Nu există nicio îmbunătățire în economie, nicio luptă împotriva corupției, hoție și haos. Oamenii au o stare de dezamăgire totală și se gândesc. Nici bani n-am luat și aceștia încă ne-au tras pe sfoară cum au vrut ei. Oamenii se simt de 2 ori mai proști. Și desigur, acum spun, hei, voi cei care dați bani, veniți aici, oricum îi urăsc pe cei galbeni, iar voi mai și dați bani. Ce să faci în această situație? Cum să te opui? De ce, dragă Maia Sandu, nu vă mirați că oamenii iau bani în masă? Ei ar vota împotriva dumneavoastră și fără bani, din simplă răzbunare. Cel mai probabil, oamenii se gândesc că ar fi o prostie să nu ia bani pentru ceva ce oricum vor face. Asta pe cât de prost conduce țara dacă s-a ajuns la așa ceva? Vai șamar de capul vostru. Se pare că din toată echipa voastră, doar pe Andrei Spână îl duce bine capul la ceva. Păcat doar că acel ceva e ilegal, dar despre asta mai vorbim noi. Ceea ce știm noi cu certitudine este că votul eventualilor candidați excluși din cursă vor merge unde vreți voi, numai nu la Maia Sandu. Iar de aici încolo se poate spune că deja e mai bine. Vrem noi sau nu vrem, dragi prieteni, dar casa părintească e totuși de vânzare. Dacă e să parafrazăm versul din celebră piesă moldovenească, adaptându-o la scandalul creat pe loc drept de o banală constatare a unui adevăr care nici nu era ascuns și nici nu trebuia descoperit. Evident că ne referim la răspunsul acordat unei întrebări ironice de către ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău. Excelența sa, domnul Ianis Majeix, a confirmat informațiile referitoare la posibilitatea procurării de către cetățenii altor state a terenului agricole din Moldova odată cu aderarea țării noastre la UE. Asta va face parte din procesul de negocieri. Despre asta se știa de mult, doar că nimeni nu discuta, iar cei care aduceau acest subiect în discuții erau acuzați de promovarea minciunilor. Un lucru la care puțini au tras atenția a fost contextul în care a vorbit șeful delegației UE despre obligativitatea vânzării pământurilor către străini. Așadar, moderatoarea unei emisiuni a pus întrebarea dată într-un mod foarte ironic, aproape de sarcasm, încercând astfel să demonteze așa numitul mit cu privire la procurarea sau vânzarea pământului. Și când colo, lovitură de grație. Da, acest lucru e obligatoriu. Un alt zvon răspândit că integrarea europeană înseamnă că se va vinde pământul străinilor și această frică deja în unele localități ar trebui să se îngrijoreze moldovenii de acest lucru. That's land ownership, right? Da. Well, this is something that needs to be discussed. Bine, acest aspect urmează să fie discutat în negocierile de aderare. Într-adevăr, în Uniunea Europeană este mișcarea liberă a capitalului, astfel încât orice cetățean dintr-un stat membru poate cumpăra orice într-un alt stat membru. Pe de altă parte, înțelegem că în Republica Moldova este la moment un stat sărac și posibil că în acest domeniu Moldova va solicita o perioadă de tranziție. În mod normal, eu nu aș încuraja acest lucru, pentru că perioada de tranziție are titlul de excepție și, prin definiție, excepțiile nu sunt ceva bun pentru un sistem de drept, dar pe de altă parte aici este loc pentru discuții. Și aș vrea de asemenea să subliniez faptul că acesta ar putea fi un lucru pozitiv pentru țară. Văd multe sate abandonate sau cu foarte puțini locuitori și desigur dacă pământul în acele localități ar fi vândut străinilor ar avea loc o activitate economică mai amplă în acele localități. Ia să vedeți ce a început. Prim-ministrul Dorin Recean tunașa acuza că e minciună. Maia Sandu acuza că e minciună. Eu vă atrag atenția, stimați prieteni. Prim-ministrul și președintele țării, fie Iași în exercițiu, îl acuză pe față pe ambasadorul Uniunii Europene că e minciunos. Cităm de la Recean. O nouă minciună prin deturație legată de pământurile noastre. Poziția noastră legată de vânzarea liberă de terenuri agricole este clară. Moldova, în procesul de negociere a aderării, va obține ceea ce e în interesul nostru național. Noi nu semnăm orbește documente, noi negociem ceea ce e bine pentru țară. Și vom negocia ca pământurile noastre să nu fie vândute străinilor. În UE există numeroase state care și acum au restricții la vânzarea pământului către străini. La fel vom proceda și noi, a zis premierul Recean. Ei, domnule șef de guvern, în UE există numeroase state care și acum au restricții la vânzarea pământului către străini? Care sunt acestea, domnule premier?
Mai atent cu minciună. Și apropo de minciună, iată încă un exemplu. Am văzut o nouă sperietoare care se rostogolește despre pământurile noastre. Și vreau să spun foarte clar, integrarea Moldovei în Uniunea Europeană nu reprezintă niciun risc pentru pământurile noastre. Pământurile moldovenilor vor rămâne ale moldovenilor, ca să fie foarte clar. Așa au negociat și alte state, cele care asta și-au dorit atunci când au aderat la Uniunea Europeană și așa vom face și noi. Întotdeauna negociem pornind de la interesul suprem al cetățenilor. Iar dumneavoastră știți cel mai bine, proprietatea privată, dreptul la proprietate privată, dreptul la proprietate asupra pământului sunt sfinte în Uniunea Europeană. Ele sunt protejate, nimeni nu vine peste tine să-ți confiște proprietatea privată sau pământul, nimeni nu vine să te impună să-l vinzi. Avem noi experiența noastră sau a bunicilor noștri când au venit alții peste noi și le-au confiscat puneilor noștri pământurile. Asta noi ținem minte. Acolo unde vrem să mergem noi, bunurile oamenilor, munca oamenilor este respectată și este protejată. Și tocmai de asta trebuie să ne asigurăm că oamenii iau decizii în baza adevărului, nu în baza minciunilor. Nu vrem ca minciunile să ne determine soarta, să determine soarta Republicii Moldova. Doamna Sandu, chiar nu vă e rușine? Dar ce e declarat de către un asemenea oficial ca șeful delegației UE, e lucru declarat și nu mai ai ce-i face. Dar ei au încercat. A început totul de la faptul că însăși televiziunea încerca să o însucească în fel și chip, acuzând că oamenii rău intenționați încearcă să denatureze declarația și a șterge știrea inițială de pe site. Televiziunea chiar și scuze și-a cerut, deși până la ora asta noi așa și nu am înțeles pentru ce anume. Toată armata de deștepți și de mai puțin deștepți ai pasului încercau să lămurească că ba traducerea nu a fost exactă, ba mâna Moscovei e labă, ba stelele au fost nefavorabile. Orice ar fi încercat ei, tot restul de codruță au ieșit, căci dacă e să ne uităm la actele oficiale ale UE, este scris inclusiv pentru proști, toate. Toate, absolut toate cele 27 de state membre ale UE permit vânzarea terenurilor sale către cetățenii ai altor state. Este adevărat că unele dintre ele au negociat la sânge înainte de aderare și au cerut perioade de grație, adică azi aderăm la UE, dar vom permite vânzarea pământului peste câțiva ani. Și așa și a fost. Cei mai buni negociatori au fost polonezii. Au cerut 30 de ani de grație, dar au cedat la 12 distanță. Eu vreau să fiu explicită. Vânzarea terenurilor agricole către cetățenii UE din alte state nu e păcat biblic. Problema e altă. De exemplu, în Franța, un hectar de pământ costă astăzi în medie vreo 30 sau 40 de mii de euro. La nouă, în medie, e vreo 3 mii de euro. Acum imaginați-vă dacă un latifundiar din Franța sau Germania își vinde cele 300 de hectare pe care le are și ce poate el face cu așa bani în Moldova. El cumpără toată țara în 2 timp și 3 mișcări. De asta e nevoie de negocieri extrem de dure, dar foarte dure, perioada de grație de lungă durată, până Moldova va fi competitivă din punct de vedere economic. Dar la cum Maia Sandu ne spune că ea este gata să cedeze la Transnistria în schimbul aderării cât mai rapid de la UE, doar că să ia al doilea mandat și să mai ia vreo 40 de mandate de deputat la viitoarele alegeri parlamentare, e de la sine înțeles cum va negocia Moldova cu titanii negocierilor din Paris, Berlin sau Roma. Și pentru că tot ce vă spun eu știți și voi, și cei de la guvernare, să vedeți la ce s-a ajuns. Într-un fel sau altul, l-au impus pe șeful delegației UE să nege propriile sale declarații. Deci, după ce l-au numit mincinos, acum l-au și umilit la nivel continental. Am văzut foarte clare mesaje din doamna președinte și domnule prim-ministru că Republica Moldova va asigura interese naționale în procesul de negocieri și da, pot confirma că acest este scopul de negocieri. Practic toate țări care sunt devenit membri din Uniunea Europeană în ultimii 20 ani am negociat diferite interdicții și restricții pentru vânzare pământului a străine în acest proces de negocieri și această calea pentru Republica Moldova de în viitorul.
Domnule ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova, v-am mai spus-o, dar mai repet, dacă v-au luat-o static, dați un semn, clipiți din ochi și noi vă vom încerca să vă salvăm de Maia Sandu și de pasul ei. Tind să presupun că în încercarea de a salva cumva imaginea formațiunii de la guvernare și al doilea mandat al doamnei Sandu, dumneavoastră ați fost impus de către cei de la Bruxelles să faceți această dezmințire, cel mai probabil după un sunet isteric venit de la Chișinău. Domnule ambasador, toate, accentuez că absolut toate statele membre ale UE permit vânzarea terenurilor agricole cetățenilor altor state. Am vorbit mai sus. Ne place sau nu, este un adevăr pe care l-ați și spus prima dată. Grupul Media Realitatea a difuzat o declarație în care acuză de manipularea anti-europeană cu utilizarea produselor sale. Portalul Bani Media din grupul Realitatea titra știrea cu declarația diplomatului european «Moldova se vinde pe bucăți». Știrea a dispărut de pe site ca într-o adevărată democrație. Un alt zvon răspândit că integrarea europeană înseamnă că se va vinde pământul străinilor și această frică deja în unele localități ar trebui să se îngrijoreze moldovenii de acest lucru. That's land ownership, right? Da. Well, this is something that needs to be discussed. Bine, acest aspect urmează să fie discutat în negocierile de aderare. Într-adevăr, în Uniunea Europeană este mișcarea liberă a capitalului, astfel încât orice cetățean dintr-un stat membru poate cumpăra orice într-un alt stat membru. Pe de altă parte, înțelegem că în Republica Moldova este la moment un stat sărac și posibil că în acest domeniu Moldova va solicita o perioadă de tranziție. În mod normal, eu nu aș încuraja acest lucru, pentru că perioada de tranziție are titlul de excepție și, prin definiție, excepțiile nu sunt ceva bun pentru un sistem de drept, dar pe de altă parte aici este loc pentru discuții. Și aș vrea de asemenea să subliniez faptul că acesta ar putea fi un lucru pozitiv pentru țară. Văd multe sate abandonate sau cu foarte puțini locuitori și desigur dacă pământul în acele localități ar fi vândut străinilor ar avea loc o activitate economică mai amplă în acele localități. Mulți dintre cei care urmăresc politica moldovenească cred că își amintesc de campania electorală pentru funcția de președinte din anul 2016, atunci când în turul 2 au luptat Maia Sandu cu Igor Dodon, liderul socialiștilor, câștigând mandatul de șef al statului. Și acea campanie a fost plină de minciuni și manipulări. O mare minciună din acea electorală, inventată de către tineretul socialist și tirajată la greu, a fost că dacă Maia Sandu va învinge, pe ei Moldova vor veni 30.000 de sirieni care se vor refugia astfel din țara lor din cauza războiului. Și aceștia ne vor viola femeile, ne vor ucide copii și tot așa pe această notă idiotă, dar care a prins. Vremea a trecut, Sandu s-a revanșat în anul 2020 și acum vrea al doilea mandat. Dar îl vrea cu orice preț, de asta folosește orice procedeu pe care anterior îl condamna. Acum folosește la greu resursele administrative, banii statului și, cel mai grav, minciuna. Păi dacă în 2016 veneau sirienii, acum oamenii Maia Sandu ne amenință că dacă ea va pierde, în țara noastră deja vor veni cecenii. Ci că în cazul ieșuirii referendumului și dacă pierde candidatul PAS alegerile prezidențiale, Șor și alți candidați proruși au negociat deja să aducă în Moldova 15.000 de ceceni care să atace Ucraina. Prietenii, asta e grav. Ne-a ajuns o informație la mine că Șor și cu gruparea lui criminală din Republica Moldova și candidații proruși care au legături directe cu Kremlinul duc tratative acum că dacă ieșuăm referendumul și pierde doamna Sandu și vine un prorus în fruntea țării, deja or să aibă legătură direct cu Republica Moldova și vor să aduc 15.000 de soldați din Cecenia care direct să atace din partea noastră Ucraina. Mie mi se interesant, cum vor fi aduși acești ceceni? Prin Ucraina care luptă? Prin România care este țară membră NATO? Cum? Pișcom через поля? Chiar ne iau de proști. Apropo, acest tânăr domn nu doar că e un susținător aprig al Maia Sandu, el este de-al casei. El are acces la vila de la Condriță, când Sandu organizează sindrofii pe acolo. Are acces la președinție. El știe din timp unde și când oponenții politici ai PAS-ului vor avea evenimente pentru a merge încolo să le perturbeze, de ce tare apropiat guvernării.
Doamna Sandu, ei cum să ajungi în așa hal încât să folosești astfel de metode pentru a învinge? Metodele cu care dumneavoastră cândva ați luptat apric. De unde sunt instituțiile mass media ale PAS-ului care de fiecare dată urlă și acuză de fake news-uri orice declarație care vine din partea opoziției și cu care ei nu sunt de acord? Alo, Centrul Patriot, ești viu? Dar poate comisia aceea de Gestapo sau de atragerea investițiilor vrea să spună ceva, dacă tot se pricepe și la închiderea televiziunilor și nu doar. Da, Galina. Мы с вами находимся на улице, на которой только что ничего не произошло. Сейчас мы спросим очевидцев этих событий. Скажите, что произошло? Ты чего? А скажите, как это произошло? Вот так вот. Я сегодня утром пришел, смотрю, ничего не произошло. Я народ сразу народ толпился. Я внимательно присмотрелся, думаю, смотрю. Ничего не произошло. Вот все, что пока удалось узнать, мы будем держать. Что? Ничего не происходит. Ничего не происходит. Мы будем держать вас в курсе событий. Галина? Спасибо, Александр. А я напоминаю, это был наш специальный репортаж с улицы, где уже 2 часа ничего не происходит. Будем держать вас в курсе. Смотрите новости ни о чем. Doamnă președinte, ați căzut vorba clasicului lângă plintă, sau plintus, cum îi spunem noi popular. Apropo, ați remarcat că Maia Sandu mai nou iarăși a dat-o cu moldovenească, așa ca să fie cică mai aproape de norod. Toți vă faceți euroremont acasă, dar euroremont în țară nu toți vreți. Vai, ce amuzant! Deja o dă cu moldovenească, a trecut în limba rusă recent după aproape 4 ani de pauză. Mai vezi că trage o vizită și în găgăuză și o dă și în găgăuză. Chiar și de diasporă și-a mintit și-a vizitat-o recent în Italia. Doar că noi știm ce a fost acolo de fapt, căci la întâlnirile de acolo au reușit totuși să vină nu doar cei organizați. La un moment dat văd că apare pe la spatele meu și mă îmboldește juristul sau nu știu cine mai este el, Eduard Digore. Și că nu filma încolo, că nu filma încoace, că dă-te mai încolo, că dă-te mai încoace, că nu te apropia prea tare. Domnule Digore, eu nu știu cine ești, Matale, și cu ce misiune și cu ce zadanie ai venit la dumneavoastră la întâlnirile acestea, dar mi se pare, nu știu cum, absurd și incorrect din partea unui jurist să limitez libertatea unei persoane. Eu sunt cetățeancă, sunt votant, am votat-o pe doamna Maia Sandu în 2016, am votat-o în 2020 și îmi spui dumitale că nu treci pe dinaintea Maia Sandu. Domnule, Maia Sandu nu e un extraterestru, nu e un înger, nu e un nu știu cine. E cetățeancă ca noi. Și dacă am trecut cu filmarea, aveam telefonul în mână, n-aveam geantă, n-aveam cuțit, n-aveam pușcă, n-aveam kalașnikov, n-aveam nimic. Ce pericol prezentam eu? N-am încălcat disciplina, n-am făcut nimic neadecvat. Până la urmă sunt o cetățeancă cu, consider eu, cu suficient bun simț și cu suficientă educație ca să mă comport adecvat într-un loc public și într-un loc privat, nu contează unde. Deci nu chiar așa de strașnică v-am părut, eu nu știu, dar aici nu s-a sfârșit intimidarea din partea lui Digore. Apropo, în video care l-am postat ieri seara, dacă dumneavoastră sunteți atenți, o să auziți vocea lui Digore și eu îi spun ce fac rău că filmez. Deci aici nu s-a terminat epopeia. Mă îmboldește și bodyguard. Ok, că domnul cela l-am încuadrat și de aproape și dumnealui, că mă privea urât. Zic, domnule, nu mă priviți așa că mă sperii. Ok, pe dumnealui înțeleg că așa, tinerel frumușel l-am încuadrat. Îl înțeleg pe dumnealui că această e misiunea, aceasta e funcția să protejeze, să asigure siguranța, adică protecția fizică a președintei. Dar Digore, eu idei n-am ce stătea el acolo și ce zadanie are el în călătoriile astea prin Italia. Mai departe, chestia nu s-a terminat. Mai vine încă una. Deputățica PAS Ana Kalinici. Anișoara, dragă Chiochi. Fata dragă, stai acolo deputățică la Chișinău și caută de treabă ca cu să-ți expiră de mandatul de deputat și până acum n-ai făcut niciun instrument de cusut cibotele. Îmbli și te plimbi prin Italia, chiar dacă ești în weekend, stai acolo acasă și lucrează și nu tot mă îmboldeași pe mine, că nu filmați încolo, că trebuie să vă așezați, că nu știu ce. Doamne ferește, domnilor, eu nu înțeleg cum voi promovați mentalitatea aceasta de servilism, de robie, de sclavie, că, vai, trece, doamne președinte, e o persoană ca și fiecare dintre noi, domnilor.
Da, postul dumneiei e divers de al nostru, dar e cetățeancă. Ea e angajata noastră. Adică eu trec cu filmatul prin fața dumneiei și eu, mie mi se reproșează de la trei persoane, excludem bodyguardul că acesta e munca dumnealui. Dar Diguri și cu Calinici îmi spun mie unde să mă așez, de unde să filmez și zice, măi, oameni buni, noi lucrăm, voi vreți să ne promovați, voi vreți să promovați cetățenii Republicii Moldova, oamenii, valorile în integrare europeană. Aceasta nu e valori europene, domnilor, ce faceți dumneavoastră și ce faceți voi și ce promovați, ce transmiteți voi prin mesajele și prin comportamentele voastre. Dragă diasporă, mai ales cea care încă o susține, eu nu voi proceda ca ei, de asta nu vă voi cere nimic. Dar totuși, permiteți-mi să vă spun ceva. Lucrurile în țară sunt mult mai grave decât credeți voi. Faptul că unii dintre voi continuă să se informeze din sursele mass media care pe timpuri luptau contra lui Vlad Plahotniuc, să știți că este o greșeală. Căci ceea ce pe timpuri se numea presă liberă și independentă, acum se numește presă de partid, partidul Maia Sandu. Această presă e liberă de independență și libertate. Aceste televiziuni și gazete nu scriu un cuvânt fără acordul turnului, exact ca pe vremea aceea. Cenzură totală. Iar și dacă scriu ceva din capul lor fără să ceară acordul și asta nu place, ei șterg imediat. Ca să înțelegeți până unde s-a ajuns, un candidat la președinție a făcut anunțul că vrea să candideze încă la începutul verii, adică departe de campania electorală. A spus-o la o emisiune TV. Evident că orice anunț de acest gen e știre. Oamenii trebuie să știe. Redacțiile de partid au scris seara informația, iar dimineața toți la un loc au șters respectivă știre, deoarece acest candidat luptă pe aceeași parte a eșechierului politic de unde Maia Sandu încearcă cumva să mai adune voturi. Vă imaginați ce marazm! Exemple din acestea sunt cu sutele prieteni. Îmi pare rău să o spun, dar holdingul media al lui Plahotniuc lucra mai cu cap. De exemplu, acesta dădea pe post știre care nu convenea partidului, doar că imediat chemau în studio niște pretinși experți și demontau totul în emisie directă. Deci măcar foloseau tactici corecte, dacă pot să spun așa. Dar ăștia știți ce fac? Nu fac nimic decât să fie serviciul de presă al președinției și guvernului. Uneori îl mai arată și pe speakerul parlamentului Igor Grosu, când acesta merge la vreo firmă de vite. Așa că, dragi prieteni din diaspora, fiți vigilenți, de la voi ei nu vor decât voturi. Dacă credeți că eu exagerez, dați-mi un exemplu, ce s-a făcut pentru voi? A, ne-a scos în lume? Oameni buni, dacă nu era războiul din Ucraina, știți ce ar fi fost? Ar fi fost și mai grav. Așa ei măcar s-au plâns că iată vine Putin și de frică ni se mai dădeau niște bani. Adică 4 ani de cerșit oficial. Iar dacă războiul nu era, ce ar fi spus? Că e Mercurul retrograd? Dragi cetățeni, în toată țara iarăși au fost emise avertizări meteorologice de vreme proastă. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, se așteaptă ploi abundente și vânt puternic. După ce a fost timp de 4 ani președinte al Republicii Moldova conducând țara de peste hotare, după ce a fost o leacă meteorolog, acum doamna Maia Sandu a devenit în electorală și o leacă de stroitel. Merge pe la șantiere și arată tare pricepută și la asta, exact cum aprindea odată focul într-un cămin stins. Cel mai grav însă este iarăși minciună. Ne spune că pe durata mandatului său s-au construit 700 de kilometri de drum nou. Datele oficiale arată că pe durata mandatului ei, volum de bitum folosit pentru construcție de drumuri a fost de 2 ori mai mic decât în doar anul 2020. Despre ce vorbește ea, nimeni nu înțelege, dar noi totuși vom încerca. Așadar, cum are loc construcția unui drum? Se face licitația, se anunță câștigătorul și acesta se angajează să construiască un drum sau altul în X sau Y ani. Se apucă, de exemplu, în anul 2020 și își asumă să fie gata într-un an, 2 sau 3, în funcție de complexitatea lucrărilor. Păi iată cam așa stau lucrurile în privința acestor pretinși 700 de kilometri de drumuri. Lucrările au demarat acum câțiva ani, iar actuale au venit exact când trebuia de tăiat panglica și astfel își asumă ceea ce nu le aparține. Doamna Sandu, unicul drum pe care l-ați făcut voi din inimă se cheamă Leova Bumbătă și de unde se presupune că s-a furat la 1 kilometru cât nimeni nu-și permitea pe timpuri să fure. Și dumneavoastră ce faceți? Îl faceți pe Andrei Spânu, șef al staff-ului dumneavoastră electoral. Bravo! Țineți-o tot așa și posibilitatea să repetați soarta Partidului Democrat Agrar este tot mai mare de la o zi la alta. Și acel partid a luat în anul 1994 56 de mandate, a condus timp de 4 ani de unul singur,
dar a condus atât de prost încât la următoarele alegeri parlamentare, cele din anul 1998, nici măcar nu a acces în Parlament. Și asta deși avea acces la toate resursele administrative și la bani. Și apropo de bani, știți bine că Partidul Acțiune și Solidaritate primește cei mai mulți bani de la bugetul de stat în 2024, fiind vorba de, atenție, 26,3 milioane de lei, adică aproape 2,2 milioane de lei pe lună. Scuzați de greșeala de săptămâna trecută, v-am spus că ar fi vorba de 1 milion pe lună. În continuare citim de pe pagina de Telegram Patriot, dar să nu uităm de agenții economici care sunt presați să doneze la partid, că apoi vin organele de forță și iau cu forță, dacă nu vrei de bunăvoie. Nu uităm și de otcaturile nesimțite din implementarea diferitor proiecte de infrastructură. Nu uităm și spălătorii de milioane prin intermediul ONG-urilor venite de la partenerii externi. Iar acum, culmea ipocriziei, la atâția bani, Maia Sandu și PAS cer bani de la oameni pentru campaniile lor electorale. Ei o fac pe săraci încercând astfel să demonstreze poporului că și partidul e vai de el, nu doar țara. 10 de milioane pe an, bani oficiali din bugetul de stat, buget format din impozite și taxele noastre, ale tuturor, și ei mai cer donații pentru electorală. Să vă fie rușine. Dacă nu față de noi, măcar față de cei care încă vă cred și vă donează din puținul pe care îl mai au. De președinte, dumneavoastră a trăit din salariu și economii care între timp s-au epuizat potrivit declarațiilor de avere ale dumneavoastră. În cazul în care mai câștigați un mandat, din ce surse vă veți întreține? Vedem că salariul de președinte nu este suficient. Ca toți oamenii cinstiți, voi trăi din salariul de președinte. Nu știu de ce dumneavoastră v-ați făcut această concluzie că salariul de președinte nu este suficient. Este suficient și, repet, ca toți oamenii cinstiți din Republica Moldova, voi trăi din salariu. Și va fi o mare onoare pentru mine dacă cetățenii îmi vor încredința încă un mandat. Experților Promolex în primele 10 zile de campanie, stafurile candidaților la prezidențiale au declarat cheltuieli de peste 8 milioane de lei. Mai mult de jumătate din acești bani au fost declarați de Maia Sandu. 10 concurenți electorali au declarat cheltuieli totale de 8,3 milioane de lei. Și ca și în cazul veniturilor, cele mai multe au fost declarate de Maia Sandu cu 4,2 milioane de lei. Acum есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Mai întâi mâncați cică o jumătate de ou la prânz, după asta un ou, după asta 2 milioane de lei pe lună de la stat, adică 26 de milioane de lei pe an. Iar acum îi și mai prostiți pe oameni de parcă am fi animalele voastre de companie, dar nu cetățeni ai Republicii Moldova. Несимпатичилор. Очень надо денег, прям вот очень. Прямо вот сейчас больше всего на свете хочет денег. Многие думают, что она мирового господства хочет. У меня нет такого ощущения, но денег хочется до боли. Dragi funcționari publici, vă îndemn și chiar vă rog să fiți partizani, să faceți partizanat. Dar pentru început să ne uităm în DEX. Partizan. Persoană care adoptă și susține o idee, o teorie. Persoană care este de partea cuiva, care luptă alături de cineva pentru o cauză, dar în spatele frontului. Dacă guvernarea luptă contra tuturor cu cărțile pe masă doar pentru a se menține la putere, deși noi nu-i mai vrem, haideți să luptăm cum putem noi, dar evident că legal, nu ca ei. Noi cunoaștem foarte bine la câte presiuni sunteți supuși, dragi funcționari publici, de către șefii voștri de mai sus. Vi se dă de înțeles și chiar vi se spune pe față, la alegeri să votați pentru Maia Sandu, iar la referendum s-a aplicat ștampila da. În caz contrar, vă veți căuta de lucru. Doamnelor și domnilor din serviciul public, dumneavoastră spuneți-le, ok, că așa veți face, da, șef, un tocmai, mă supun la ordinul dumneavoastră. Dar când ajungeți în cabină de vot, votați așa cum vă dictează conștiința, căci nimeni și niciodată în viața actuală și nici în cele ulterioare nu vă putea afla cum ați votat voi. Dacă vi se va spune să vă fotografiați buletinul de vot, aici eu vă amintesc că acest lucru este ilegal, iar în secțiile de votare vor fi și observatori din partea tuturor celorlalți candidați, iar dacă vă vor prinde, vă veți da de rușine în fața tuturor celor din secția de votare. Iar dacă șefii voștri vor merge până la aceea încât vă vor spune că în cabinele de vot sunt camere de filmat și astfel veți fi monitorizați, să le răspundeți în felul următor. Prea multă băutură strică, căci asta nu este adevărat, e o inepție absolută. Сегодня меня вызвал шеф. Они все фантазеры, наши шефы. Им можно фантазировать, у них нет конкретной работы. А давать руководящие указания может даже дрессированное шимпанзе в цирке.
De aceea, stimați funcționari publici, vă chem la vot corect. Votați pentru cine doriți dumneavoastră și credeți-mă pe cuvânt. Oricare va fi viitoarea guvernare, ea nu va proceda ca actuală din afară pe cei prezenți pentru a-și aduce proprii oameni. Așa ceva nu este normal. Nimeni nu va mai îndrăzni să procedeze ca actuale când au dat afară mii de oameni când au venit la guvernare pentru a-și aduce oamenii lor de partid. Da, e adevărat, unii vor rămâne fără lucru. Noroc, Andrei! Apropo de spână, povestea fără sfârșit continuă. O nouă amânare a licitației pentru spațiile comerciale de la aeroport și o nouă perioadă anunțată, care va dura până în 22 octombrie, la două zile după alegerile prezidențiale. Și asta nu este banc. Și încă ceva despre spână. Ați văzut unul dintre ultimele sale postări pe Facebook? O imagine în care în centrul ei este o pasăre galbenă înconjurată de ciori negre. Of, câtă melodramă! Domnule Spână, poza asta știți de ce amintește? Nu schimbați porumbelul din mână pe coțofana de pe gard. Nu schimbați porumbelul din mână pe coțofana de pe gard. Pentru că o să regretăm absolut toți. Și totuși, prieteni, impresia mea este că cei de sus înțeleg bine cât e de gravă situația la ei. Vă spuneam și în emisiunea precedentă. Tocmai de asta, unica speranță care le-a mai rămas e următoarea. За граница нам поможет. Запад с нами. Запад с нами. Și da, e cu ei din păcate. Spun din păcate pentru că în loc partenerii să fie alături de cetățenii țării noastre, ei îi susțin pe niște incompetenți, ipocriți și hoți ordinari. Iată că zilele trecute pe la Chișinău a venit premierul de la București, Marcel Ciolacu, primit cu onoruri militare. Și ce contează că Maia Sandu e concurent electoral? Nu e nimic grav, se poate de făcut imagine. Avem o șoferiță. O conducătoare. O conducătoare, da. Și de fapt conducătoare nu se Auzi, bătrâne, poți să te milogești la gagica asta până poi marți, că nu mai apuci. Gata, s-a terminat, ai plictisit-o și pe ea și pe noi. Vrei să spun eu cine ești, mă? Îți spun, nimeni cu acte, ăsta ești. Te ranjezi traficul rutier de pomană și strici și plăcerea oamenilor. De ăștia ca tine fac imagine proastă României, înțelegi? Descurajează investițiile. Du-te, dracu, acasă și lasă gagicile. Apucă-te de ceva serios. Hai de la copiera pe voi, că nu vă arde de muncă! Mai vine și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care va promite un nou ajutor. Europa Liberă scrie că von der Leyen ar urma să anunțe o asistență financiară de 1,8 miliarde euro pentru următorii 3 ani, dintre care 1,5 miliarde credit, iar 0,3 granturi. Repet, 1,5 miliarde de euro împrumuturi. Cum zicea cineva, aceasta ar urma să fie cereașa de pe tort a campaniei pentru prezidențiale și referendum ca să influențeze rezultatele. Doar că moldovenii deja au imunitate la vizite străinilor și sumele de bani anunțate. De ce? Pentru că nimeni nu știe unde-s banii. Și da, dragi parteneri de dezvoltare, stimată Ursula von der Leyen, ceea ce faceți dumneavoastră este o implicare directă în campania electorală în favoarea unui singur concurent electoral pe nume Maia Sandu. Îmi este interesant dacă dumneavoastră ați permite ca așa ceva să se întâmple în țările dumneavoastră europene și cum ați proceda. Vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat, dar totuși vă îndemnăm să respectați principiile și valorile europene. Ori amânați aceste vizite până după alegeri, ori întâlniți-vă măcar formal și cu reprezentanții opoziției. În țările pe care le reprezentați, anume așa se face. Dar până vin banii promiși, noi continuăm să ne întrebăm unde sunt celelalte miliarde promise și anunțate de-a lungul celor 4 ani de cădătorie externă a Moldovei s-a dublat pe durata mandatului Sandu comparativ cu anul în care a ajuns șefa statului. Și toate acestea exclusiv pentru al doilea ei mandat. Datoria este pentru ca să ne dezvoltăm mai repede. Dacă putem avea un deficit, dar investi în infrastructură, de exemplu, sau în dezvoltarea, alt tip de dezvoltare a țării, atunci putem trăi mai repede, mai bine. Iar statul este un creditor foarte credibil și de aceea poate lua împrumuturi la o rată foarte joasă. Exact așa cum o familie, dacă are acces la o rată joasă de ipotecă, consideră că este mai bine să trăiască în condiții mai bune acum și nu peste 10 ani, exact același cumva, sistem de logică funcționează și aici. Eu vă amintesc că aceasta este Natalia Gavriliță, fost prim-ministru, iar ce a spus în video de mai sus, e spus zilele trecute, ea fiind deja angajată în bordul de conducere a Băncii Naționale. Și dacă cineva a înțeles justificarea ei cu privire la datorie enormă a Moldovei, vă rugăm să ne explicați și nouă, căci noi aici, toată echipa, de câteva ori am ascultat-o și așa și n-am mai înțeles-o.
Și culmea, pe lângă astfel de manipulări de neînțeles, activiștii Maia Sandu au trecut și la altfel de amenințări decât cele cu care ne-am obișnuit. Acum ei spun pe față că dacă Sandu nu va învinge, atunci Parlamentul Pasului îl va deconecta pe noul președinte ori de câte ori va fi necesar, așa cum defunctul Partid Democrat proceda în vremurile când Igor Dodon era președinte. Stimați prieteni, nu vă temeți de amenințările lor, nu vă lăsați copleșiți de promisiunile lor precum că va fi bine. Puneți-vă o singură întrebare. Cum dracu abia urmează să fie bine dacă ei conduc țara deja de 4 ani? Cum naibă să-i credem că binele urmează dacă el nici măcar nu a început în ultimii 4 ani? Și dacă veți găsi răspuns la aceste întrebări, veți ști ce să faceți cu buletinul de vot în cabina de vot pe 20 octombrie. Prieteni, aceasta a fost Murari News și așa am văzut noi săptămâna care a fost. Nu uitați de un like, un comentariu sub acest video și cei care încă nu v-ați abonat, faceți acest lucru acum. Cu cât mai mulți vom fi, cu atât mai puțin va conta propaganda lor. Numai bine, ne vedem peste o săptămână!